Vă prezint baia motorul de tractor de 121. În acești patru suport, patru umeri ce avem în baie, vine montată carcasa, însă vine de partea de jos în sus, în patru șuruburi, vine montată carcasa contra greutăților. Aici, pe partea din fața la baie, avem un ansamblu de pinioane cu ax pentru antrenarea ansamblului contra greutăților. Acest pinion se cuplează cu pinionul de la arborele motor, pinionul din față, prin antrenare cu ax, ce antrenează întreg ansamblu contra greutăților. Are o secțiune de nuturi, avem o secțiune la nuturi mai degajată, mai mare, pentru cuplare. Prin acest ax se cuplează întreg ansamblu. Prin acest pinion antrenat de arborele motor, transmite mișcarea la întreg ansamblu contra greutăților. În această baie avem un orificiu prin care circulă un leiu pentru ungerea întregului ansamblu a bucșilor de la contragreutăți. În cazul că vreți să renunțați la aceste contragreutăți, se demontează acest ax, aveți defecte și nu, sau nu vă mai convine, puteți renunța la el prin faptul că mai multe inconveniente. Una, o pornire mai greoare la rece, prin faptul că acest ansamblu de contragreutăți opune o rezistență la rotire în timpul cât un leiu este rece și foarte greu îl întoarce pe stăca motorul. Dacă vreți să renunțați la acest ansamblu, se poate rupe legătura între ansamblu și prin demontarea acestui bucș ca să rupe legătura, să nu mai antreneze, însă aici, acasă de la baie, avem un orificiu pe unde circulă un leu ce vine de la pompa de un leu, acest model de contragreutăți, este cu pompă normală, cum este pentru tractoarele de 45 de cai. Avem un leu, circulația un leu de la rampa de ungere și în acest caz, dacă vrem să le eliminăm, se înfundă acest orificiu pentru a obtura circulația uleiului la ansamblu. Și putem să-l renunțăm la el, să-l luăm jos din, să nu mai stea înăuntru, să demontează jos, însă trebuie obturat acest orificiu pentru ca să nu pierdem uleiul din rampa de ungere. În cazul când avem defecțiuni la bucșile de la axele de la contragreutăți, se va pierde cea mai mare presiune de un lei, vom avea o presiune foarte mică la o atmosferă.